v-am găsit la știrile în limba moldovenească. Noi continuăm să vă informăm despre principalele evenimente din Republică. Cum a fost această zi și prin ce se va memoriza ea? Despre aceasta povestim chiar acum. Combinatul de ciment din Râbnița. Pași spre modernizarea producerii. La Universitatea de Stat Nistreană, în blocul B, reparațiile sunt practic pe sfârșite cosmosul și lumea acvatică în planetariul din Parcul Ecaterinei. Președintele Guvernului Alexandru Rosenberg și primul vicepreședinte al Guvernului, ministrul dezvoltării economice Sergio Bolonic, astăzi s-au deplasat cu o vizită de lucru la combinatul de ciment din Râbnița au inspectat atelierele de ardere a varului, de producerea materiei prime, arderea clinkerului, măcinarea cimentului, precum și expedierea produsului finit. În plus, conducerea combinatului a prezentat planurile de modernizare a producerii întreprinderii. La combinatul de ciment din Râbnița au început a produce beton. Noua linie i-au prezentat-o președintelui guvernului. Potrivit lui Alexandru Rosenberg, drumurile din beton și-au demonstrat de mult eficacitatea. Acum sarcina e de a utiliza la maximum resursele interne. În acest caz, excludem dependența de import la materialele de construcție de bază și trebuie de înțeles că este o investiție în infrastructură, când vor fi utilizate propriile forțe de muncă. E un lucru important. Acum, combinatul de ciment din Râbnița lucrează la 30-40% din capacitate. Scopul de bază e de a păstra colectivul, căci situația mai devreme sau mai târziu pe piața cimentului se va ameliora, iar specialiști vor fi necesari întotdeauna. Iar acum, la Liga Europei, meciul de răspuns al echipei șerif cu bate va avea loc mâine. Tiraspolenii astăzi au pornit la drum în Ungaria, fără fani. Aceasta este decizia UEFA. Jocul va fi arbitrat de către ungari. Șeriful Tiraspolean adună în colecția sa stadioane. Astăzi echipa noastră a luat cale spre Ungaria. Anume acolo va avea loc meciul cu bate. Dar mai întâi antrenamentul înainte de meci pe terenul de acasă. Dimineața, Roberto Bordin a verificat pregătirea echipei și apoi prânzul și aeroportul de la Chișinău, cu avionul direct spre Ungaria. Apoi cu autobuzul, 110 km spre nord-est, unde este un oraș mic și stadionul cu capacitatea de 4.000 de spectatori. Dar fani de această dată nu vor fi. Aceasta e decizia UEFA. Unicii ungari care vor vedea personal șeriful și bătăie echipa de arbitri. Arbitrul principal, Tamaș Bognar, în anul trecut a judecat deja jocul dintre șerif și Maribor în calificarea Ligii Campionilor. Atunci tiraspolenii au câștigat cu scorul 1-0. În etapa a doua, după ce au câștigat primul meci cu scorul 5 la 1, tiraspolenii sunt în rolul de favoriți. Înainte e potențială ieșire în play-off-ul Ligii Europei. Dacă totul va decurge potrivit planului, șerif se va întâlni cu Klaxvik, Norvegia. Așadar, mâine, 17 august, șerif bate. Universitatea de stat Nistreană, blocul B. Reparațiile aici aproape că se sfârșesc. În aripa dreaptă, practic totul e gata. Totul e nou. Pereți, ferestre, tavan, calorifere, podea. În hol vor fi instalate două televizoare lângă scări, iar acum lucrările se desfășoară mai mult în aripa stângă. Muncitorii fac ordine, constructorii instalează plăci, montează tavanul, el va fi din asemenea panouri, schimbă și cablajul, vor instala internet, în clădirea vor fi camere. De asemenea, vor decora pereții de lângă scări. Aceasta este ideea prezidentului. Vor fi figuri voluminoase, pe una stema, drapelul și harta țării. Va fi o instalație cu mai multe componente, va fi iluminare, orașele din Nistrenia vor fi evidențiate cu un etaj mai sus, suvorul și sistema tiraspolului pe perete. Iar acesta este viitorul centru al educației digitale, IT Quantum, pentru studenți și elevi, școala de robototehnică, program și design, proiectorul și ecranul vor fi instalate în fiecare cabinet. Centrul va fi echipat după toate reparațiile. Iată, spre exemplu, viitorul atelier IT. Aici va fi amplasat echipament pentru fabricarea diverselor dispozitive electronice, inclusiv imprimante 3D pentru piesele de plastic. Vor exista stații de lipit, oscilograf, surse de alimentare, mini-mașini de frezare, mașină de găurit verticale. Va fi material de consum. Acesta e teritoriul orășelului studențesc. Lucrează tehnica, înlocuiesc rețelele termice. Punctul de încălzire din orășelul studențesc alimentează aproximativ 15 clădiri. Nu numai căminele studențești, dar și blocurile locative din apropiere. Lungimea rețelelor e mai mare de 2 km. Țevile sunt vechi, au 50 de ani. În am planificat pentru anul viitor e planificată amenajarea orășelului studențesc, inclusiv amenajarea terenurilor de sport, a locurilor de agrement, foișoarelor. A fost luată decizia înainte de lansarea acestei amenajări să fie înlocuite rețelele termice. Lucrările au fost finalizate la 60-70%. Toate lucrările sunt din contul investițiilor capitale. Reparațiile sunt planificate a fi finalizate până la 1 septembrie. În același timp va fi deschis centrul IT Quantum. Slobozia, cinematograful de vară. Lucrările de construcție aici se apropie de sfârșit. Viitorul ecran se confecționează la noi în Nestrenia și în timpul apropiat va fi instalat. Va fi cel mai mare în Republică. 14 metri în lungime și 8 lățime. Cinematograful din Slobozia. Aici vor derula nu numai filme, dar va fi și fotbal, jocuri olimpice. În scenă vor avea loc concerte. Sala e predestinată pentru 700 de spectatori. Alături e parcarea și de aici se va vedea totul. Aici sunt prevăzute pânze de metal care vor fi exercitate prin sudarea plasmei, pentru ca oamenii să poată vedea și din afară ce se petrece în cinematograful nostru de vară. În Slobozia așteaptă deschiderea cinematografului de vară. El a lucrat în timpul sovietic, apoi s-a distrus. Oamenii își amintesc ce filme erau derulate aici. Acest cinematograf îl țin bine minte. Vara erau aici derulate filme. Multă lume se aduna. Mai ales pe timpuri, toți iubiau filmele indiene. Încă nu se știe când va fi deschiderea oficială. Ea a fost planificată pentru ziua Republicii 2 septembrie, până ce deschiderea se amână, pentru a încheia toate lucrările. După 10 ani de staționare, din nou, în Policlinica Orășenească din Bender, a început să activeze Cabinetul de Cultură Fizică Curativă. Aici sunt trenajori de ciclism, perete suedez, locuri speciale pentru exerciții fizice în stare suspendată. Cabinetul nostru primește pacienți cu variate boli, ale aparatului locomotor, cu bori neurologice, postraumatice, adică spectrul e destul de larg. E nevoie de 10 zile pentru a afla complexul acestor proceduri pe care îl propunem, apoi se poate deocupați acasă, de sine stătător. În secția de profilaxie, deja de câțiva ani, activează cabinetul de masaj și proceduri fizioterapeutice. Acum cursul de reabilitare îl completează și cultura fizică curativă. Acest tip de cultură fizică curativă îl realizăm gratis. Medicul traumatolog, neurolog, specialiștii de profil îngust îndreaptă pacientul în acest cabinet, iar medicul de cultură fizică curativă îi explică ce exerciții trebuie îndeplinite. Natalia are un lucru sedentar și probleme cu coloana vertebrală, dureri de cap. Medicul i-a recomandat să facă sport, fără povară fizică înaltă. Înainte, la început am crezut că voi soluționa această problemă cu ajutorul masajului, acupuncturii, dar problemele s-au renovat. M-au îndreptat să mă ocup în acest cabinet. Zice procedurile trec și apoi o lună nu am dureri de cap. Se îmbunătățește sănătatea totală și somnul. Cabinetul se află la etajul 5 al Policlinicii Orășinești. Activează în fiecare zi, în afară de sâmbătă și duminică de la ora 8 dimineața până la 4 seara. Fără îndreptarea medicului, ocupațiile sunt cu plate. În cartierul Balca, din Tiraspol, nu va fi apă. Ea va fi deconectată astăzi seara la ora 22 și va apărea joi la ora 16. Cauza este reparația. La stația de pe strada textiliștilor vor înlocui țevile avariate. Ele au mai bine de 50 de ani. Aici se produceau multe avarii. Fără apă, deseori rămâneau locuitorii caselor cu multe nivele. Este pusă în funcțiune stația de pompare din cartierul Octombrie, rezervoarele cu apă curată. Din cauza că aceste lucrări n-au fost exercitate anterior, iar ele sunt voluminoase, noi am decis o bună parte să fie realizate în timpul nopții, atunci când se consumă o cantitate minimă de apă. Oamenii trebuie să-și facă rezerve de apă. Acest lucru se referă la cei care trăiesc pe străzile Odesei, cum Somoliste, Crasnodonului, Cahovcai, Tinereții, Curceato, Vuliana Grumu, Vașarohi, întrecerea montatorilor, la fel stradela Frunze și Grebenițchi. Întreprinderea apă canal poate aduce apă la comandă. Pentru aceasta, contactați telefonul din Tiraspol 9 41. Apa va fi adusă gratis. cosmosul și lumea acvatică în parcul Ecaterinei. Aici a fost deschis un planetariu. Sunt derulate filme 3D despre stele, extraterestri, apariția vieții pe pământ. Câte un seans în fiecare oră. Filmul mediu durează 25 de minute. Planetariul activează și deja a fost vizitat de mai bine de 200 de persoane. A fost multă lume. În cele mai dese cazuri, părinții și copiii au început a se forma liste din copiii care se odihnesc în tabere. Sperăm că atunci când va începe anul de învățământ, ne vor vizita și cei de la grădinițe și școli. Planetariul Valucranul lucra anul împrejur. El se află pe teritoriul orașului Minunea. Când afară e cald, aici aerul se condiționează. Planetariul lucrează de la 10 dimineață și până la ora 21, 15 ruble pentru o persoană. Copiii de până la 2 ani gratis. Transnistrenia e o săptămână călduroasă, aerul se va încălzi până la 37 de grade și mai sus. Anticiclonul din Africa aduce călduri mari. Spre exemplu, săptămâna trecută a fost depășit recordul temperaturilor la înălțimea de 5 km și jumătate, minus 5 grade. Până în prezent încă n-au fost așa temperaturi înalte. Aceasta e troposfera medie și e traseul de bază pe care vin masele de aer, referitor la încălzirea globală, apoi, după cum vedeți, nu este un mit. Ea nu se manifestă numai prin căldură mare, ci și prin contrast de temperatură. Deja sunt cazuri când în decursul unei luni putem stabili maximum absolut. Se schimbă și clima. În ultimii ani, pe răzoarele nistrene apare tot mai multă exotică. Spre exemplu, cactușii cresc liber până în luna octombrie, spune Vitalie Culvenco. Primul post nistrean de televiziune a lansat un concurs în Instagram. Expediați fotografii, cum vă protejați de căldură. În istorie marcați TV Remene. Câștigătorul va primi un ventilator, premiu de la Hightech. Mai multe despre aceste și alte știri aflați în ediția de seară Căb și pe rețelele noastre sociale. Iar noi vă dorim o seară bună în continuare și doar noutăți plăcute. La revedere!